Domnul să fie binecuvântat. Apoi, fiind un final de an, nu e o sărbătoare creștină, anul nou, în locul unde este pusă. La evrei, din câte știu, anul nou este undeva în toamnă, prin septembrie. Dar cert este că Dumnezeu, în momentul în care a creat universul acesta și pământul, așa l-a făcut și l-a determinat să circule prin cosmos, încât să se învârtă în jurul soarelui timp de 365 de zile, 6 ore, minute, secunde. Și Dumnezeu zice Biblia că a pus stelele pe cer tocmai ca să arate zilele, vremile și ani. Adică Dumnezeu a împărțit timpul în ani. Și avem o ocazie în aceste zile să ne numărăm ani și să ne gândim puțin la creație. Vă spuneam și anul trecut, mi se pare că am fost tot în preajma acestor sărbători, mi-am amintit pe drum și vă aminteam și atunci, dar probabil că ați uitat, de aceea vreau să readuc în atenția dumneavoastră faptul că pământul nostru, de anul trecut până acum, a călătorit în univers în jur de 1 miliard de kilometri. Cu aproximație 1 miliard de kilometri, fără să consume un gram de energie. Fără să întârzie o secundă. Gândiți-vă, prin urmare, cât de perfect, cât de măreț, cât de înțelept e Creatorul nostru. Cele mai performante mașini ale noastre, care nu sunt capabile de distanță foarte mare, consumă, poluează, distrug planeta. Dumnezeu a făcut un pământ care de mii de ani se învârte și face mii de miliarde de kilometri fără să consume niciun strop de energie. Și să respecte perfect viteza constantă. Binecuvântat să fie Domnul care are grijă de noi. N-am plătit nimic să se învârte pământul. Dar Dumnezeu ne plătește și ne dă căldură vara și gândiți-vă numai câtă apă dă Domnul prin ploaie. Când suntem nevoiți, mai ales în România, datorită secetei, să o dăm în grădină, ne dăm seama ce face Dumnezeu numai la un cuvânt când trimite un nor și ploaie. Noi ne trebuie consum uriaș de energie să ne udăm, să îi facem irigații, sisteme de irigații și tot nu reușim. Și Dumnezeu trimite ploaia care zice Biblia că este un semn al dragostei Lui. Alte ori este un uiacul care lovește pământul. Și udă tot ce are viață și hrănește toate. E grija noastră pământul, zice Iov, cine i-a dat în grijă pământul lui Dumnezeu? E în grija lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele. La sfârșitul acestui an ne putem gândi încă o dată, că de aceea ne-a fost împărțită viața în an. Zice psalmistul în psalmul 90, ca să vedem cât de trecători suntem. În copilărie nu îți dai seama că a trecut un an, decât prin faptul că s-a mai adăugat o cifră. La vârstă. După o vârstă însă începi să-ți dai seama că te îndrepți spre mormânt. Că puterile te părăsesc, că energiile se duc, că nu mai ești la fel de voios, nu mai ești la fel de vlagă, nu mai ai la fel capacități să te mobilizezi, să te motivezi ca la tinerețe. Și începi să-ți dai seama cât de trecător ești. Toate sunt trecătoare. Zice o cântare, ce trecătoare sunt toate, toate, și oameni, și orânduiri, și legi. Nimic din ce acum nu poate să treacă viacurile întregi. Toate sunt trecătoare. Se învechesc hainele noastre, se învechesc mașinile noastre, se învechesc banii, toate își pierd valoarea. Dacă stați să faceți o analiză a istoriei, veți vedea că valoarea 1000 de euro acum era cât 100 de dolari în urmă cu 30-40 de ani. Și poate cât valoarea 10 dolari acum 100 de ani. Banii se devalorizează, casele își pierd valorile, mașinile își pierd valorile. Tot ce facem, ce a rămas din ce au construit oamenii, gândiți-vă că nu suntem noi pe pământul nostru. Oamenii au trăit de mii de ani, ce au rămas? Mai se găsesc aici colo câte ceva vestigi, niște pietre care simbolizează că cândva a fost ceva acolo. Dacă mă mai ține lumea, la fel va rămâne și din construcționată. Vor veni iarăși să vedem. Nu rezistă. Locuiesc în țară, locuiam lângă o uzină de vagoane.
făcută pe vremea lui Ceaușescu, în care s-a turnat beton să țină 100 de ani. După 30 de ani au venit și le-au dărâmat. Nu mai ajută la nimic, nu le mai trebuie la nimeni. Cam așa rămân din toate realizările noastre. Sunt realizări de praf, de pulbere, de pământ. Și totuși, zice Apostolul, și vreau să vă citesc în această dimineață, zice în Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 2, Apostolul Domnului, versetul 17, 2, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 17. Lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Trec anii, ne numărăm, zilele, ne ducem și noi. Mulți din cei care au fost cândva viteji, acum vedem slabi, pătrâni. Acum am ajuns și la o vârstă la care am reușit să cunosc în tinerețe oamenii lui Dumnezeu mari, cunoscuți în țară. Astăzi sunt la odihnă de mult. Peste ani, cei care sunt acum în vogă vor fi la odihnă. Și totuși zice Scriptura, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Doamne, cât ne silim să construim o casă. O casă care are o durată de maxim 100 de ani. Cât de mult ne silim să ne cumpărăm o mașină bună care ne ține maxim 10 ani. Cine are mașină mai mult de, să o fi folosit mai mult de 10 ani? Nu mă refer să nu ai, poate că ai mașină de 20 de ani. Dar nu are nimeni dintre noi nu folosește o mașină mai mult de 10 ani. Ce o vinde, cumpără altă, zici, etc. Și atât de mult ne silim pentru lucruri care nu țin decât o vreme. Câți dintre noi mai suntem interesați să facem ceva care rămâne veșnic? Zice Biblia, cine face voia lui Dumnezeu, rămâne pur. Mărit să-i fie numele. Erau la un moment dat ucenicii cu Domnul Iisus Hristos adunați într-o locuință și vine o femeie acolo cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump. Se spune că ar fi echivalentul muncii, valorii adunate prin muncă într-un an de zile. Acum majoritatea fraților își fac contabilitatea, cât au câștigat anul ăsta. Nu, gândiți-vă că cineva a venit cu suma asta de bani și a făcut-o praf, țândări în fața Mântuitorului. A spart vasul de alabastru și a turnat mir pe cap Mântuitorului și pe trupul său. Ucenicii au început să zică, Doamne, asta s-ar fi putut face ceva folositor cu el. Câți bani erau aici, ce puteam să facem. Și Domnul spune, voi nu știți ce a făcut femeia asta. Femeia asta s-a încadrat cel mai perfect în voia lui Dumnezeu. Ea a fost singura care, sub călăuzirea Duhului Sfânt și a iubirii pe care a avut-o, a înțeles unde mă duc. Eu mă duc la moarte acum. Ea mi-a pregătit trupul pentru mormânt. Ea a făcut un gest profetic. S-a încadrat perfect în voia lui Dumnezeu pentru care am venit pe pământ să mor. Și pentru că a făcut ceva după voia lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că oriunde se va predica Evanghelia pe pământ, se va spune și ce a făcut femeia asta. Ce au înțeles ucenicii? Ce au rămas din discuțiile de acolo, dintre ei? Nimic! A rămas însă gestul ăsta și în anul 2020-2019. Uite că se provodește ce a făcut femeia asta. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veci. Să știți că va veni o zi când va rămâne în veșnicie și se va vorbi despre ce am făcut aici, dacă am făcut ceea ce trebuia să facem. Spune în Psalmul 15, se întreabă aici omului Dumnezeu, David, cine va locui pe muntele tău? Cine va locui în corpul lui Dumnezeu? Cel ce umblă în neprihănire și cel ce face voia lui Dumnezeu. Ăla va rămâne și va ajunge în cer. Așa că în această dimineață este o provocare pentru dumneavoastră, o provocare pentru mine, o provocare pentru noi ca oameni. Să ne întrebăm dacă noi facem voia lui Dumnezeu. La urma urmei, în asta se reduce toată relația noastră cu Dumnezeu. Dacă facem
sau nu facem voia lui Dumnezeu. Erau oameni care se închinau lui Dumnezeu și a zis Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, în predica de pe munte, versetul 21, nu oricine îmi va zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Pentru că sunt mulți care se roagă și zic Doamne, Doamne. Ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Acela va intra în ceruri. Acela care face voia lui Dumnezeu. Adică rugăciunile nu sunt o confirmare că vom merge în cer. Prociile, faptul că predicăm, că cântăm, că postim dacă vreți, că dăm zeciuială, nu sunt confirmări ale faptului că vom merge în cerul. Confirmarea că mergem în cerul este, asta ce a zis Domnul aici, cel care face voia Tatălui meu. Adică voia lui Dumnezeu le acoperă pe toate și poate un gest să valoreze mai mult decât o viață? A zis Domnul când a venit fariseul și se ruga la templu frumos și se lăuda cu viața lui frumoasă și celălalt se căia înaintea Domnului recunoscându-și păcatele, ce? Ăsta se duce acasă neprenit. Rugăciunea asta face mai mult decât toate alea. Au venit și au dat la templu dărnicii și vine o băbuță, o femeie văduvă, bătrână, săracă și dă doi bănuți. Și Domnul zice, asta face mai mult decât alea. Înseamnă că la sfârșit de an, când ne numărăm zilele, când ne evaluăm realizările, marea noastră întrebare este și ar trebui să fie dacă anul acesta care a trecut am făcut voia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a primit din partea noastră ce se aștepta să primească. A zis Domnul poporului evreu în Isaia, capitolul 5, într-o formă foarte gingașă, de îndrăgostit. Spune el acolo, preiubitul meu avea o vie foarte mănoasă. A avut mare grijă de ea. I-a săpat pământul. I-a pus un gard împrejur ca nu cumva să vină animalele sălbatice să o calce în picioare. A avut grijă de ea ca să aibă toate condițiile să aducă rod. Și el se aștepta, zice, la roade bune. Și când colo, ce să vezi? Via dă struguri sălbatici. Ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Adică Dumnezeu are niște așteptări de la noi. Da, dragii mei, suntem poate cea mai favorizată generație din istorie. Deși aș prefera să spun că cea mai favorizată generație a fost cea în contemporană cu Domnul. A zis și Apostolul Petru că mulți profeți al lui Dumnezeu și oameni din vechime ar fi vrut să vadă asta. Ei cercetau să vadă vremurile și împrejurările pe care le descoperea Duhul Sfânt prin ei, dar le-a fost descoperit că nu pentru ei a spus asta, ci pentru voi. Domnul Iisus a spus că mulți profeți și oameni al lui Dumnezeu au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Probabil generația aceea aș putea să o numim generația cea mai favorizată, să-L fi avut pe Domnul în față. Să-L fi văzut pe Domnul predicând, să poți să-L întrebi pe Domnul. Și totuși, și răspunsurile Domnului au fost călcate în picioare. Mă gândesc acum la tânărul bogat care a avut ocazia să primească un răspuns garantat de mâna Domnului. Care este așteptarea lui Dumnezeu de la mine, ar fi vrut tânărul acesta să spună. Și Domnul a zis, uite asta așteptă Dumnezeu. Păi predicatul nu mai punem la îndoială. Cărțile ce le citim, interpretările, avem dreptul să ne îndoim, dar și de răspunsurile Domnului să te îndoiești. Dar după această generație am putea să spunem că suntem cea mai favorizată generație din istorie. Gândiți-vă numai la faptul că muncim o zi și avem cu plata, cu salariul după o zi, putem să trăim zile multe, noi, soțiile și copiii, cu un singur salariu. Pe când generații întregi s-au trudit pentru a-și procura pâinea care nu le era suficientă nici lor, uneori. Câți nu s-au culcat flămânzi după zile întregi de muncă? Avem date chiar și astăzi, în vremea noastră, în zonele globului unde oamenii muncesc de dimineața până seara pentru 3-4 dolari. Da, suntem, putem spune pe deplin, suntem cei mai favorizați din punctul ăsta de financiar din istorie. Ne uităm în dulapurile noastre și avem haine cu grămada, nici nu știm pe care să le luăm.
Și dacă cineva n-are haine, poate să meargă la magazin, sunt pline second-uri de haine ieftine și de calitate. Nu-ți trebuie 1000 de euro ca să te îmbraci astăzi. Gândiți-vă, mi-aduc aminte de părinții mei, în povestea tata, s-a născut după război, avea o singură cămașă cu care mergea la școală și mergea de sculți. Mi-aduc aminte când eram eu elev, ce scump erau caietele și foloseam fiecare spațiu. Astăzi un caiet este aproape gratuit. Avem acces la informații în câteva secunde, butonezi un telefon sau un calculator și afli orice informație vrei. Ascultăm predicatori de toate culorile, din toate confesiunile, putem să ascultăm și avem acces la studii biblice, la predici, la Biblie, în diferite traduceri, în limbi câte vrei. Dați-mi voie să vă întreb, Dumnezeu ne-a dat astea doar așa, ca să ne batem joc de ele? Oare acest Creator care ne-a adus în existență în această generație, în această vreme, nu are așteptări de la noi? Ba da! Și vreau să vă spun că are așteptări mai mari decât de la orice generație dinainte. Pentru că atunci când cuiva îi oferi mai mult, zice Biblia, cui se dă mult, îi se va cere mai mult. Că cui se dă puțin, îi se va cere puțin. Dar noi astăzi putem vorbi limbi. Avem acces la educație, învățăm atâtea limbi străine, putem comunica în limbi, putem face atâtea fapte vrednice de pocăința noastră. În dimineața asta Dumnezeu ne cercetează și ne întreabă oare în ce măsură am împlinit aceste așteptări ale lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu are așteptări de la noi. Se așteaptă de la noi. Și atunci când observ grija aceasta părintească a lui Dumnezeu, spuneam și în familie, Dumnezeu nu sponsorizează pe cineva doar așa ca să consume energie lui Dumnezeu. Asta este păcat. Este păcatul Babilonului în vremea din urmă, faptul că va trăi în risipă, distrugând, consumând, până la epuizarea resursele planetei, doar pentru împlinirea poftelor firii pământești. Și trebuie să recunoaștem că generația noastră risipește, că n-a mai risipit nicio altă generație. Mă gândesc la România, aici în Irlanda, nu cunosc statisticile, dar statisticile spun că România se aruncă mii de tone de alimente la gunoi în fiecare an. Mii de tone de mâncare se aruncă. Risipim, consumăm până la epuizare, cum spuneam, trăim pe împrumut, consumăm de fapt resursele copiilor noștri. Omenirea trăiește pe împrumut și îndatorăm pe copiii noștri. Noi avem azi așa de mult. Acest surplus este de fapt luat din viitor. Le luăm copiilor noștri. Știți că datoria planetei, a populației, a ajuns atât de uriașă încât oamenii nu mai sunt în stare să noteze în cifre. Sunt trăim pe datorie. Tot mai mult ne permitem să consumăm, să consumăm, să consumăm. Și în schimb, ce-i dăm lui Dumnezeu? Ce primește Dumnezeu? Ce a primit Dumnezeu de la mine și de la tine anul care a trecut? Dumnezeu se așteaptă de la noi să-i facem voia Lui. Pentru asta aș vrea să vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Romani, capitolul 12. Vreau să spun că a face voia lui Dumnezeu are cel puțin două fețe. Sau poate fi privită din două puncte de vedere. În primul rând, a face voia lui Dumnezeu înseamnă a fi pe placul lui Dumnezeu. A fi pe gusturile lui Dumnezeu. A se putea identifica viața ta cu viața lui dacă ar trăi o el pe pământ. Asta înseamnă să faci voia lui Dumnezeu pe departe. Să fii după inima lui Dumnezeu. L-am ales pe David. Fiul lui este om după inima mea care va împlini toate voile mele. Adică un om care se gândească ca Dumnezeu, să se uite Dumnezeu la tine și să zică după ce ai făcut ceva, măi, așa și-ai făcut și eu dacă eram locul. Asta înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă în diferite circunstanțe și împrejurări, alegeri, unor foarte dificile, tocmai ca să vadă, cum zice despre Ezechia, ce e în inima ta. E dorința să-i faci voia? Sau e dorința egoistă să-ți împlinești planurile tale, scopurile tale, gândurile tale?
Mi-a plăcut gândul fratelui Cornel, zice Biblia că noi trebuie să o ducem până la capăt ce am început. Dar noi suntem foarte obsedați de ce am început noi și de planurile noastre și ne gândim că și Dumnezeu a făcut niște planuri și niște gânduri. Pe cine îl mai interesează planurile și gândurile lui să le ducă la capăt? Asta e al doilea aspect în care poți să privești voia lui Dumnezeu. Pe de o parte, a face voia lui Dumnezeu înseamnă să fii după inima lui Dumnezeu. Pe cealaltă parte, a face voia lui Dumnezeu înseamnă să împlinești planurile pe care le are Dumnezeu. Tu să te pui în slujba lui Dumnezeu și să ai împlinit scopurile sale. Cum a făcut Maria și a citit probabil zilele acestea la sărbători, textul când a zis Maria, uite, sunt roaba ta, să mi se facă după cum ai zis. Măcar că asta ar fi însemnat pentru ea o umilință publică, nu știa că Domnul va lucra și pe partea cealaltă la Iosif. Nu știa consecințele. Dar a zis, Doamne, o viață am, zicem noi, Doamne, n-am voie nici o să aleg. Să mă căsătoresc cu cine vreau, să-mi pun propriile mele priorități și să-mi pun propriile mele obiective înainte și să le urmez. Și femeia asta zice, bun, uite-mă. Credeți că a fost așa de ușor? A fost ca acal la Domnul în Ghețiman. Și Domnul a zis în Ghețiman, Tată, dacă se poate, eu aș vrea altfel. Dar după ori, câteva ore de rugăciune, a spus, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Asta înseamnă să faci voia lui Dumnezeu pe de cealaltă parte. Nu le poți despărți. Ele sunt îmbinate atât în Scriptură cât și în viață. Pentru că nu poți ajungi să faci planul lui Dumnezeu fără să fii un om după inima lui Dumnezeu. Nu poți să aștepți sau să pretinzi că tu împlinești mandatul lui Dumnezeu, rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat în lume, în generația ta, dacă mai întâi n-ai atins acea chemare, cerința lui Dumnezeu de a te ridica la nivelul așteptărilor sale din punct de vedere moral, să trăiești, să faci alegerile între bine și rău, așa cum se așteaptă Dumnezeu. Atunci când le-ai făcut pe asta, atunci te poți pune în slujba lui Dumnezeu ca El să te poată folosi în scopurile planurilor sale. Roman, capitolul 12, versetul 2. Ca să ajungem să putem face voia lui Dumnezeu, zice apostolul, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ca să poți face voia lui Dumnezeu, zice apostolul, tu trebuie să o discerni, să o deosebești. Lumea este atât de confuză, atât de amestecată este, încât oamenii vor spune, zice în Evanghelie Domnului Iisus Hristos, va veni vremea când vă vor scoate afară din sinagogile voastre. Ba mai mult, vă vor omorâ, crezând că fac o slujbă pentru Dumnezeu, că îi împlinesc voia. Mă gândeam la textul din Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, zice apostolul Pavel lui Timotei, să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi așa, 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 așa. Am zis, bun, dar în ce constă greutatea? Că întotdeauna au fost oameni așa. Când au fost oamenii altruiști, darnici? De când a căzut Adam, omul este pradă firii pământești și păcătos. Nu, zice, dacă citești tot textul, oamenii ăștia vor fi în biserică, vor fi printre noi. Și tu trebuie să îi deosebești, să te depărtezi de cei care fac astfel de lucruri. Amin. Și în asta constă greutatea vremii, zice apostolul, că oamenii ăștia se vor amesteca printre noi. Va fi o adevărată tocană teologică. Și într-un astfel de mediu ne ducem noi viața. Unii spun una, unii spun alta. Pentru unul e libertate, pentru altul e păcat. Totul e de avalmă și amestecate. Și printre astea, suntem noi chemați să descifrezi voia lui Dumnezeu. Noi credem deseori că dacă reușim să realizăm noi ceva din noi, să spun o predică, să spun o rugăciune, să spun o cântare, am făcut ceva, dragii mei, pe Dumnezeu nu îl încântă atât slujirea noastră, cât îl încântă inima noastră. Tânărule, fiule, dă-mi inima ta. Aia nu trebuie. Că dacă mi-ar trebui slujire, am stele să cânte, zice Biblia. Îngerii cântă. Aș putea trimite, zice Biblia, dacă tăceți voi, pietrele vorbesc.
Dar toate astea n-au inimă. Eu am nevoie de inima voastră. Eu am nevoie să-mi dăruiți voința voastră. Și citesc aici Roman, spune Apostolul, ca să poți să deosebesc voia lui Dumnezeu în acest amestec religios, trebuie mai întâi să se întâmple ceva în mintea mea. Și trebuie să mă las transformat, zice, să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Trebuie să aibă loc niște schimbări în mintea mea, în modul în care văd lucrurile, așa încât să pot să deosebesc, că aici e voia lui Dumnezeu, așa vrea Dumnezeu. Dar de unde? Cum poate să aibă loc o astfel de transformare pe gândire? Dacă mă hrănesc cu mentalitățile publice, cu ceea ce primesc din societate, ajung la confuziile de care vorbeam. În care pot să ajung să fac rău, crezând că fac bine. Pot să ajung să trăiesc viața și Dumnezeu să-i zică ca lui Pavel, Pavele, tu mă prigonești. Sau, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu credeam că fac pentru Dumnezeu, că aduc slujbă lui Dumnezeu. Era mai înaintat decât toți din neamul meu, pentru că vreau să slujesc pe Dumnezeu. Din moș, trămoș, am dobândit această râvnă. Se lupta împotriva lui Dumnezeu. Ce trist este ca Dumnezeu să te lasă o viață să alergi așa. Și doar la sfârșit să te treabă, răspunde, să spună, știi ce? Nu pe mine m-ai slujit. Ți-ai slujit comunitatea, poate mentalitățile tale. Ți-ai slujit egoismul tău și firea pământească, nu pe mine. Vă spuneam ce zicea odată un pastor. Câtor predicator și păstor nu le va zice Domnul în ziua aceea, voi v-ați zidit bisericile voastre, în timp ce eu mi-am zidit biserica mea, cum zice în Evanghelie. Domnul spunea, eu îmi voi zidi biserica mea, în timp ce noi ne zidim bisericile noastre. Deci îl încurcă preoții, păstorii, evangheliștii, îl încurcă de multe ori pe Dumnezeu. Interesant e că Dumnezeu își duce mântuirea printre ei și răscumpără oameni. În dimineața asta Duhul Sfânt mă întreabă și te întreabă pe tine, e sfârșit de an. Eu am făcut voia lui Dumnezeu. Păi cum să fac eu voia lui Dumnezeu? Eu sunt o ființă atât de limitată în capacitățile mele. Voința este unul dintre cele mai sfinte lucruri din om. Dumnezeu nu condamnă păcatul decât atunci când este precedat de voință. Păcatele din neștiință, Biblia spune că erau iertate. Dumnezeu nu ține seama de vreme de neștiință, spunem în fapte. Dumnezeu este gata să ierte ceea ce omul n-a știut. Și vorba cuiva zice, Dumnezeu iartă orice păcat. Dar Dumnezeu nu iartă niciodată voința de a păcătui. Asta nu iartă. Poți să fii cât de sfânt, poți să faci posturi și mătănii. Dacă tu vrei să păcătuiești, Dumnezeu nu te iartă. De aceea în Sfânta Scriptură veți găsi mai ales în lege, principii extraordinare. Te pun în uimire când le citești. De exemplu, zice Sfânta Scriptură că dacă vreun bărbat păcătuiește cu o femeie pe câmp, să nu fie condamnată femeia la moarte. În general, păcatul era condamnat cu moarte, păcatul de adulter. Este condamnat cu moarte în Scriptură. Acolo să nu fie. De ce? Pentru că niciun tribunal de pe pământ nu poate stabili dacă a fost adulter sau viol. Pentru că dacă a fost pe câmp, degeaba femeia a strigat după ajutor, n-a fost nimeni să audă. Atâta timp când n-aveți martori, nu puteți acuza un om nevinovat. Dumnezeu ține la nevinovăție și nu va socoti niciodată pe cel vinovat drept nevinovat, dar niciodată pe cel nevinovat nu-l va face vinovat. Și ca să evitați vreodată să condamnați la moarte vreun om nevinovat, așa, Domnul, aici, lăsați-mă. Aici e treaba mea. Eu mă ocup pentru că eu sunt singurul care pot stabili cât a fost voință și cât nu a fost alegere personală. Dumnezeu este gata să cântărească voința din inima omului. Mi-aduc aminte că la Nürnberg, când au fost judecați criminalii de război în Germania, al doilea război mondial, a fost condamnat și judecătorul care a trimis și a semnat condamnările la moarte la atâția oameni nevinovați, la Auschwitz sau alte lagăre. Și omul acesta, în apărarea sa, s-a ridicat în tribunal și a zis, domnilor, niciodată n-am avut de gând să merg atât de departe încât să semnez condamnarea la moartea a milioane de oameni.
la care judecătorul rus însărcinat cu sentința pentru cei condamnați s-a ridicat și a zis: domnule, ați mers prea departe în momentul în care a semnat prima condamnare la moarte a unui om nevinovat, deja ați mers prea departe. Dumnezeu este singurul care, și când te gândești la legile sale, îți dai seama cât de mult ține la voința omului. De aceea spune Psalmistul în Psalmul 119: mă minunez de dimineața și până seara, de dimineața, între toate lucrurile care mi-ar câștiga atenția, nimic nu se compară cu legea lui Dumnezeu. Când îmi dau seama ce perfectă este legea aceasta, pentru că ea vorbește despre un Dumnezeu care este perfect din punct de vedere moral. Și Dumnezeu cântărește voința noastră. Însă voința, ce-i voința? Până la un anumit punct, voința se suprapune și se confundă cu dorința. Și voința este atât de nobilă cât e de nobilă dorința. Și dorințele sunt atât de nobile cât e de nobilă mintea. Pentru că dorințele noastre se nasc din minte. Pe măsură ce creștem, dorințele noastre se purifică, se rarefiază, se schimbă. Cum copil, ce-și dorește? Ați dat de vorbă cu copilașul dumneavoastră și veți vedea că unul își dorește un instrument muzical, unul își dorește un obiect, o jucărie, pentru că el ar vrea să uimească pe cineva cu ceva. Măcar că nu poate uimi decât poate 10, 15, 20 de oameni, copii din clasă de la el sau... Mai târziu, noi avem alte, astea le trec, se șterg. Câte mi-am dorit în copilărie? Nu s-au realizat mare lucru din ele, dar nici nu mai știu, nici nu mai mi le doresc. De-aia le spun deseori copilor, n-are rost să ne consumăm energiile și resursele financiare pe dorințele astea. Asta se vor face scrum odată cu trecerea anilor. Rămân anumite lucruri. Pe măsură ce creștem, începem să dorim alte lucruri, să voim, pentru că ne duce mintea mai mult. Începem să înțelegem că scopul vieții nu este să joci cu niște jucării, să investești, cum am văzut, oameni mari să joace cu Lego și cu tot felul de din astea. Facem deosebire între un părinte care se joacă cu copilașii, care își face timp pentru copii, și oameni adulți care își cumpără Lego și fac tot felul de construcții și pasiuni din acestea egală cu zero. Pe măsură ce ai crescut, îți dai seama că scopul vieții nu este să joci. Sunt alte lucruri care îți câștigă încrederea și pentru care merită să trăiești. Și totuși, trebuie să recunoaștem în această dimineață că mintea noastră este limitată, este cuprinsă de slăbiciune, că este cineva mai mare, care vede mai bine, gândește mai bine, n-ar trebui noi să-i oferim lui încredere, așa cum copil înțelege pe tatăl său și zice: băiete, n-ar rost să-ți cumpăr asta, uite cât ar costa total. Adună-ți banii ăștia și o să vezi când o să fii mai mare ce bine o să-ți prindă, să-ți faci ceva folositor în viață din ei, să-ți cumperi niște cărți, să înveți, să mergi la școală, să te duci, să poți ocupa o poziție în societate mai favorabilă. Și copilul, dacă e suficient de înțelept, îți va da dreptate. La fel și cu Dumnezeu. Noi ne facem obiective și dorințe aici pe pământ și voința noastră este câștigată de dorința să dobândim ceva pe pământul acesta, să avem bani, să avem resurse, să avem putere. Și Dumnezeu zice: hai la mine să spun eu ce merită să faci pe pământul acesta. Câți dintre noi avem înțelepciunea să zic: Doamne, nu ce vreau eu, ci ce vrei Tu. Pentru că alea rămân, alea merită. Mai întâi, ca să poți deosebi voia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să aibă loc o schimbare de minte, să înțelegi lucrurile astea. Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, mare problemă a avut cu oamenii care cunoșteau Tora, citeau Sfintele Scripturi, dar nu l-au înțeles pe Dumnezeu și nu le-a schimbat mintea cu nimic. De exemplu, una dintre marile probleme pe care le-a avut Domnul cu oamenii a fost următoarea. Oamenii erau îndopați până la saturație de o mentalitate propovăduită în zilele acelea de către farisei, de către cărturari, de către rabi, și anume că bogăția este semnul favorii lui Dumnezeu, că sărăcia este semnul că nu ești pe placul lui Dumnezeu. De aceea Iisus a spart tiparele și a fost respins de societate pentru că a venit sărac. De ce a ales Domnul să vină într-o familie săracă? De ce a ales Domnul să se nască în o sărat? Tocmai ca să spargă aceste tipare din vremea lui și să le confirme oamenilor care să-i contrazică, să aibă argument în fața lor,
Pentru că despre el s-a spus în apa botezului și mai apoi pe muntele schimbări la față, ăsta e fiul meu în care îmi găsesc plăcerea, care face voia mea. Cum, sărac? Da. Și ca să vă confirm că asta a fost mentalitatea vremii, uitați-vă la pildele Mântuitorului. Veți vedea cum Domnul Iisus Hristos în pilde zugrăvește faptul că bogații merg în iad. Lazar merge în cer și bogatul se duce în iad. Cu toate aprobările fariseilor că credeau că bogăția e semnul că Dumnezeu i-a primit și i-a binecuvântat. Și Domnul a zis, nu, se duc în iad. Și v-a zis la un moment dat că, vai de voi bogaților, un bogat va intra așa de greu în ceruri ca și o cămilă prin urechea lui. Doamne! Vorba unui frate, ne silim așa de mult să intrăm greu în rai. Domnul a avut de-a face cu mentalități îndopate, cum spuneam, prin Sfintele Scripturi, în mod deșit. Gândiți-vă apoi la faptul că în vremea aceea, oamenii religioși care mergeau la sinagogă, care mergeau să asculte Cuvântul Lui Dumnezeu, erau învățați mereu și mereu că faptele lor bune îi fac plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Au zis, de exemplu, că dacă postim de două ori pe săptămână, dacă dăm zeciuieli, dacă facem diferite acte, rugăciuni la colțile ulițelor, suntem primiți de Dumnezeu. Și a zis, Domnul, nu acolo să uite Dumnezeu în primul rând, ci pe asta trebuie să le faceți. Dar Dumnezeu ne cântărește, zice, credincioșia, mila, dragostea de Dumnezeu. Pe astea trebuia să le faceți, a zis Domnul. Nu poți să deosebești voia lui Dumnezeu atâta timp cât mintea noastră este prizonieră tipului de gândire al generației noastre, zice Pavel. Nu vă potriviți acestui fel de gândire al generației noastre. Ci faceți această muncă pe care o veți vedea făcută la toți oamenii lui Dumnezeu ca să schimbe modul în care gândesc. Pentru că după ce ți-ai schimbat modul în care vezi lucrurile, numai după aceea poți să-ți dai seama care e voia lui Dumnezeu. Amin. Și nu există viață mai vrednică, care să merite mai mult trăită și mai împlinită decât aceluia care a făcut ce a vrut Dumnezeu. Să știți că dacă facem ce vrea Dumnezeu, chiar dacă la început pierzi, e adevărat, e ca la un joc de șah, de exemplu. Pentru că aminte, am jucat în tinerețe, mi-a plăcut să joc șah. Una dintre strategiile acestui joc este să îl induci pe partenerul de joc în eroare. Cum? Îi dai niște piese care le împuți puțin haotic pe masă, făcând pe cealaltă primul rost de cheadă sabă. Apoi, îi atrage atenția spre o arzune de zonă neapărată. El își va concentra piesele ca să te atace acolo. Ca tu să-ți poți derula mai departe planul în voie și liniște și să trezească numai că ai dat mat, că asta e important, nu câte piese ai pe tablă, ci rezultatul. Așa e și viața, dragilor. Noi tot silim să nu cumva să pierdem niște pioni, să ținem la lucru, să ajungem și altul pierde. Și, într-adevăr, în prima fază pierzi. Dar să câștigi la sfârșit bătălia, că după aia le primești pe toate de la Dumnezeu înapoi. Ce a zis Domnul lui Avram? Citeam recent cu familia textul acesta. Du-mi pe fiul tău prea iubit și mi-l dai mie jertfă. Și Avram, omul credinței, ăsta este semnul credinței, capabil să piardă ca să plinească voia lui Dumnezeu. Gata. Dacă tu zici așa, ce duc. Numai că l-a primit înapoi, viu, și pe lângă Isaac. Avram s-a întors de pe muntele Moria cu încă ceva. Nu numai cu Isaac. S-a întors cu o binecuvântare a lui Dumnezeu care acoperă mii de ani. A zis Domnul, pe mine însumi jur, pentru ceea ce ai făcut, că te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța și toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Așa este, cine face voia lui Dumnezeu, la început pierde, poate retrage, devine subiect de batjocură. Azi ești socotit prost dacă nu socotești banii ca prima valoare a vieții. Și care, atunci când este pus să aleagă, de exemplu, într-un serviciu care să-i ofere împlinire a chemării pe care a făcut-o Dumnezeu și un serviciu care oferă bunăstare materială. Dacă cineva alege un serviciu mai prost plătit, dar în care știe că îl cheamă Dumnezeu și refuză să fie plătit bine, este considerat prost, chiar între noi pocăiți. E fraier.
Nu vă dă seama ce societate trăim. Așa este viața. Dumnezeu ne-a pus la nepor, la încercare. Și asta este un risc pe care îl asupăm în relația noastră cu Dumnezeu, cu Domnul, cu Dumnezeu. Dar mai întâi, mai pe urmă, după ce ai făcut pașii aceștia, vei vedea cum vin împreună cu toate împlinirile sufletești și asta e altă materială. Amintiți-vă de Avram. A stat cu Lot să aleagă care-i partea din țara pe care și-o aleagă. Avram era cel care ar fi avut dreptul să aleagă. Pentru că pe el a chemat Dumnezeu, nu pe Lot. Lot s-a ținut după el. Dar Avram a zis, bine Lot, uite, ca să fie pace, alege tu. Și Lot a stat și s-a orientat foarte bine. Economic, Sodoma, Gomora, prosperitate, bogăție, iarbă pentru animale. Bine, Lot, ia-ți tu aia. Și ție ce-și rămâne Avram? Munți, cu piscuri pustii, cu păduri, cu animale sălbatice. Nu-i nimic. Eu rămân acolo. Știți că peste ani Lot a ieșit afară cu mâinile goale și Avram a trebuit să meargă la război în cursul istoriei ca să-l apere, să-l salveze pe Lot din mâna dușmanilor, în timp ce pe Dumnezeu pe Avram l-a binecuvântat. Vreau să mai vă spun un lucru. Pe lângă faptul că trebuie să mi se noiască mintea de aceea ce citim Sfintele Scripturii, ce rol au, dragii mei, exemplu sfinților, apostolilor, versetele din Sfânta Scriptură, chemările lui Dumnezeu din Scriptură, când îi cheamă Dumnezeu pe Moise, îl cheamă de la Faraon, de la Egipt, de la realizări, îl cheamă să vină, să devină slujitorul său și îl pune în fața acestor alegeri. Ce sens au chemarea lui Daniel, de exemplu, care ajunge la curtea celui mai mare împărat și pus acolo în slujba lui și plătit și sponsorizat. Și Dumnezeu zice, eu te chem să-mi ții legile și rânduielile mele și valorile mele. Refuză la masa împăratului. Dar știi că pentru asta poate să mă dea afară? Poate să mă trimite înapoi în țara sântă? Poate să-mi taie capul? Păi ei m-au adus aici, sunt rob, ei mă sponsorizează și eu mă încăpățânez. Daniel, rămâi și fă cum zic eu. Și Daniel face cum zice Dumnezeu. Și Dumnezeu îl înalță, îl schimb, zice Biblia că a ajuns mai înțelept de 10 ori decât toți înțelepții din Babilon. Ce sens au toate aceste exemple din Sfânta Scriptură? Nu tocmai ca să ne schimbe nouul modul în care vedem viața? Amin. În care gândim lucrurile? Amin. Și să punem voia lui Dumnezeu pe primul loc? Amin. Lucrurile stau ca la matematică. La matematică poți să fii foarte bun. Să știi să aduni, să știi să scazi, să știi să mulțești, să împarți, să efectuezi ridicări la putere, radical. Dar dacă nu știi să efectuezi ordinea operațiilor, nu știi să respecti ordinea, nu-ți dă rezultatul. Dar m-a adunat perfect, îmi spun copiii. Mi-aduc aminte unor că la teste aduc contestații. Domnul profesor, 4 cu 4 nu face 8. Ba da, face 8. Și 8 ori 5 nu face 4. Ba da. Dar tu trebuie să faci întâi înmulțirea și apoi adunarea. De aia nu ți-a dat rezultatul. Când nu vor ajunge într-o zi să zică, Doamne, dar nu i-am pus bine. N-am făcut bine. Ba da, ai făcut bine. Dar n-ai respectat ordinea. Nu o să ajungi la rezultat bun dacă nu le pui în ordinea care zice Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să ne spălăm mintea, Domnul, să ne ajute. Nu în sensul care folosește societatea noastră, spălarea pe creier, ci în sensul acestei purificări de mentalități ateiste, materialiste și să ne hrănim cu cuvintele credinței. Apoi în 1 Petru, în capitolul 1, versetul 10, 11, citim și 12. Despre prorocii care au prorocit, despre harul care ne era păstat nouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Versetul 12. Îmi place foarte mult expresia asta. Lor le-a fost descoperit. Lor le-a fost descoperit. Pe de o parte, ca să înțeleg voia lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, eu trebuie să-mi lăs mintea schimbată de Duhul lui Dumnezeu, de credință. Pentru că relația cu Dumnezeu se întemeiază pe credință. Noi nu umblăm prin ce vedem. Noi nu gândim viața în funcție de ce ne spune
starea economică a societății, despre ce înseamnă câștig și pierdere în lumea noastră vizuală. Și noi trăim viața prin credință. Pe lângă asta, zice Sfânta Scriptură și vreau să spun, ca să deosebesc voia lui Dumnezeu și să descoper voia lui Dumnezeu, am nevoie să mi se descopere. S-au citit zilele acestea textele din Evanghelie, ați văzut ce frumos zice Biblia, că lui Iosif, în timp ce se gândea el cum să facă, ce să facă, vine un înger de la Dumnezeu și arată, uite Iosif, așa se face. După aceea, fără să știe ce planul făcea Irod la palat, vin îngerul lui Dumnezeu și le se arată la mal și zice, nu mai vă duceți pe acolo, mergeți pe altă cale, nu mai treceți spre Irod. În timp ce probabil Iosif, acum în sfârșit s-a liniștit, au trecut musafirii, s-a așezat la casă, copilul să crească, vine îngerul Domnului și zice, să știi că Irod a făcut planul rele împotriva copilului, ia copilul, ia mama și du-te în Egipt. Ca să înțeleg voia lui Dumnezeu, am nevoie să mi se arate, să mi se descopere. Te laud, Tată al cerului și al pământului, spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Și le-ai descoperit? Pruncilor! Da, dragii mei, au fost vremuri când au venit crizele economice și oamenii înțelepți și pricepuți, care studiau piața, știau foarte bine mersul bursei, au pierdut miliarde și miliarde de euro și au fost credincioși, care în aceeași perioadă s-au îmbogățit și au fost binecuvântați, că Dumnezeu le-a zis, uite ce se întâmplă, faceți asta, faceți asta. Chiar și din punct de vedere financiar, cu atât mai mult din punct de vedere al împlinirii scopului vieții. Pe lângă faptul că trebuie să gândesc, așa cum îmi zice Dumnezeu, am nevoie să mi se descopere, să mi se arate. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu dispus să ne descopere, să ne arate. De aceea ne-a dat Dumnezeu în biserică proroci, oameni care să aibă vedenii și a promis Dumnezeu în Scriptură, că dacă trăim cum trebuie și facem ce trebuie, zicea Domnul, din copiii voștri să scot proroci, să le dau vedenii și vise. Ce frumos ar fi să te culci seara după o oră de rugăciune cu copiii și dimineața copilul să zică, tată, azi noapte a venit un înger la mine și mi-a zis să facem așa și așa. Da, cine face voia lui Dumnezeu, ăla rămâne. Dar ca să faci voia lui Dumnezeu, n-are acces la inima, la gândul lui Dumnezeu, oricine, zice Biblia. Cine a cunoscut gândul Domnului? Cine știe ce planul are Dumnezeu? Nouă însă, zice, prin Duhul Său, Dumnezeu ni le face cunoscut, zice același apostol. Amin. Dumnezeu este gata să ne spună ce se va întâmpla anul viitor, să știm ce trebuie să facem. Nu suntem necunoștință de planul lui Dumnezeu. Aduc aminte, povestea fratelui Iosif o dată, o vedenie referitoare la vremea sfârșitului și spunea frumos, așa plastic el. Zice, Dumnezeu are toată istoria scrisă în ceruri. Scris nu l-am inventat noi. El a scris mai întâi. Și din când în când Dumnezeu mai face câte o copie în bunătatea lui, la câte o pagină, și o trimite prorocilor. Lipsesc celelalte. Dumnezeu are foarte multe taine. Deci, Domnul ucenicilor, astea le-a ținut Domnul tainic, asta nu le copiază, asta nu le transmite. Dar sunt foarte multe pe care ni le descoperă Dumnezeu. De aia, ca să poți face voia lui Dumnezeu, ai nevoie să ți se descopere, să ți se arate. Și Biblia că aceste lucruri erau ascunse de ochii ucenicilor. Păi vorbeau Domnul cu ei și ei nu le înțelegeau. Se împlineau, Domnul era în fața lor după înviere, vorbea cu ei și ei nu l-au cunoscut. Nu i-au văzut până atunci mâinile. Știți că mintea noastră este prizoniera lui Dumnezeu? Că dacă Dumnezeu pune o piedică de acolo, nu poate să treacă nimeni. Indiferent cât am învățat, cât am citit Scriptura, indiferent la câte slujbe și posturi am angajat. Dar dacă Dumnezeu binevoiește doar să ne deschidă puțin ochii, cum a făcut celor din drum spre Emaus, vedem dintr-o dată, ăsta e Domnul, sau cum zicem în Apocalipsa, în capitolul 3, acelei biserici care se lăuda, sunt bogat, am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, și Domnul spune, nu știi că ești ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol. Vino să cumperi de la mine alefie, să-ți ungi ochii și să vezi. Și să-ți cumperi aur curățat prin foc ca să te îmbogățești. Vreau în concluzie să spun ceva.
Avem o viață. O viață care trece. Acum că mă apropie și eu de 40 de ani, am început să-mi dau seama că la anul nou nu se mai adaugă doar un an la viața mea, ci am trecut de deal și începem să coborâm. Suntem trecători. Și avem voințele noastre și planurile noastre și scopurile noastre. Îmi place de un tânăr care zicea că a mers la Domnul cu o foaie scrisă cu toate planurile care le avea pentru anul următor. Și-a, Doamne, te rog, pune-ți tu ștampil aici. Aprob în planurile tale, aprob planurile mele. Și Domnul zice, nu așa, ia foaia asta, îți dau eu foaia goală, semnează-o tu și scrii eu ce ai de făcut. Asta am să faci foaia lui Dumnezeu. Nu să mergi cu planurile tale la Dumnezeu, zici, Doamne, fă cum zic. Vorba lui C.S. Lewis, irlandezul acesta, un geniu al creștinismului, pentru că a apărat foarte mult creștinismul și a scris foarte frumos. Aici există două tipuri de oameni. Oameni care, cărora Dumnezeu le zice, facă-se voia voastră. Și oameni care îi zic lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Amin. Între care dintre ei ne aflăm? Avem, cum spuneam, la sfârșitul acestui an, un timp în care ne analizăm. Și ne putem gândi dacă am făcut voia lui Dumnezeu, dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu. Vreau să spun că mai există încă două posibilități. Cel puțin două posibilități. Dacă nu faci voia lui Dumnezeu, vei face, fie, zice Apostolul în Romani, în capitolul 1, voia minților blestemate. Ajungi să cazi în voia propriei tale minți. Să fii orbit de propriile tale interese. Să fii orbit de propriile tale preocupări. Asta este o variantă. A doua variantă, și mai gravă, este cea pe care o spune Apostolul în Timotei, în capitolul 2 Timotei, în capitolul 2, ultimul verset. Deci, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși, ca să-i facă voia. Poți să ajungi mai rău să faci voia diavolului. Să joci pe tablă de șah, după cum dictează diavolul. Spuneam o dată unui tânăr, apropo de încheiere, imaginează-ți viața ca un joc de șah, dar cu trei culori pe tablă, trei seturi de piese și trei jucători. Așa e viața. Tu, diavolul și Dumnezeu. Și fiecare dintre acești jucători își mută piesele pe tablă. Tu ți le poți muta de capul tău, ți le poți muta jucând jocul diavolului, sau la a treia variantă care ți-a fost propusă în această zi, să te aliezi cu Dumnezeu. Și să joci împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu să spună, Alin, uite ce plan am făcut, uite cum vreau să activăm pe diavol la faza asta, uite cum îl face să pierde piesă. Să joci în colaborare cu El. Domnul să ne ajute. Amin.